mean it. Veacului al XV-lea se afla în fața primejdii unei noi invazii otomane. Sultanul Mahomed al II-lea, în fruntea uneia dintre cele mai puternice armate ale lumii, cucerește în 1453 Constantinopolul, capitala Imperiului Roman de răsărit. Odată instalat în tronul împăraților bizantini, Mahomed și-a pornit armatele de spahii și ieniceri în Asia și Europa. Împărăția Trebizondei, insulele Mediteranei, Grecia, Serbia, Bosnia și Albania sunt trecute rând pe rând prin foc și sabie. Totuși, în calea marșului triunfal al cuceritorului de-a lungul continentului, s-au ridicat câțiva bravi conducători de oști și popoare, apărând cu îndârjire ființa națională și neatârnarea țărilor lor. Printre aceștia, istoria lumii așează la loc de cinste pe Ștefan cel Mare, principele Moldovei, unul din statele românești așezat între Dunăre, Marea Neagră și Carpați. Ștefan, Ștefan, domn cel mare, seamăn de lume nu are, decât numai mândru soare, decât numai mândru soare. Din Suceava când el sare, pune pieptul la hotare, hotare, ca soare, așa e Ștefan, domn cel mare, așa e Ștefan, domn cel mare. Brațul său fără încetare bate hoardele tătare, brațul său fără încetare bate hoardele tătare, bate turci în fuga mare, mare, bate tuși pe zmei călare, călare. Așa-i Ștefan, domn cel mare, așa-i Ștefan, domn cel mare. Thank you.
Solie de la preamăritul șah al Persiei Uzun Hasan. Hasan, fiul lui Ali, fiul însuși al lui Osman, adresează marelui și preamilostivului domn al țării sale, voivodului Ștefan, stăpân al întregii Moldove, multe salutări izvorâte dintr-o inimă cinstită. Să știi că Isaac Beg este trimis iar de noi, pe lângă înțelepții principii ai creștinilor? Vom da cetire soliei preamăritului Uzun Hasan, șahul turcoman al Persiei, în fața sfatului țării. Mărită doamnă, despina Teodora Trebizondei, preafericita soția preamăritului Uzun Hasan, vă trimite această scrisoare. Mulțumesc solului pentru veste. L-aș mai ruga să-mi spună dacă vara noastră este în deplină sănătate. Preamilostiva Teodora e sănătoasă, dar foarte îngrijorată de luptele grele pe care le duce preamăritul ei soț cu Mahomet Sultan. Măriei tale i-am adus leacuri bune pentru rana cea veche de la gleznă. Mulțumesc, doctor Isaac. Spune-mi acum, care-i scopul soliei tale? Înălțate, domn, puternicul meu stăpân îndeamnă iar la luptă țările apusului. Acum este ceasul să-l lovim pe Mahomet, că cel sângerează în Asia și-și linge rănile și nu știe cum să-și împlinească iar oștile împuținate. Se știe că noi l-am lovit pe Mahomet după înțelegerea avută, scoțând cealaltă țară românească de sub ascultarea sultanului. Se știe că măria ta l-ai scos din domnie pe Radu Vodă, prietenul lui Mahomet, și că i-ai luat întreaga familie ca o statică. Dacă toți principii ar înțelege rostul lor ca măria ta, atunci steaua lui Mahomet ar asfinți pentru totdeauna. Rostul meu, prietenii Isaac, este să lupt împotriva oricui, într-o apărare a ființei acestei țări și a poporului său, așa cum a făcut-o înaintea mea și ceilalți voivozi români. Nu uit însă să dau slavă celui atotputernic și sprijin cu sabia tuturor acelora care se vor împotrivi lui Mahomet Sultan. Ceilalți principi au alte gânduri. Ei se sfădesc, se împung și se taie. Se pare că totuși au simțit primejdia urdiilor otomane, că le-au promis ajutoare. Doamnă? Vești bune de la despina, Teodora? Ca totdeauna bune, măria ta. Vara noastră se bucură încă de dragostea soțului ei. Marele Uzun Hasan îndeplinește toate dorințele. E o dojană împotriva mea, doamnă. Știi bine că eu nu am bogățiile șahului Persiei. Nu, stăpâne. Nu este vorba de daruri. Atunci de ce? Ai avut, măria ta, vreo dorință pe care eu nu ți-am îndeplinit-o? Spune, te ascult. Stăpâne, aș dori să îndepărtez de la curtea noastră pe doamnele lui Radu Vodă, pe care le-a adus din țara muntenească. Pentru niște ostatece ca ele, este mai potrivit ca să stea la o cetate sau la o mănăstire sub pază bună, așa cum se cuvine unor dușmani ai Moldovei. Dar, doamnă, muntenii nu sunt dușmanii noștri. Sunt tot români ca și noi. După mamă răposata doamnă Oltea, și eu sunt muntean. Atunci, de ce ați dus război cu muntenii? Doar nevrednicia lui Radu Vodă, nepotul nostru de vară, sluga lui Mahomet, m-a silit să intru în cealaltă țară vecină și soră și să-mi scăunesc la București un domnitor care să lupte alături de noi împotriva otomanilor. Dar eu n-am nimic cu cele două doamne. Unele jupânese însă aruncă tot felul de vorbe. Ce fel de vorbe? Pentru măria ta nu e greu să le afli. Măria ta, au sosit neguțătorii din Brașov. Să mai aștepte. Să poftească la mine doamnele lui Radu Vodă. Nădăjduiesc, stăpâne, că nu vrei să mă pui de față cu cele două muntence. Eu nu am nimic cu doamna Maria.
Și nici cu copila ei. Dacă aceasta este dorința măriei tale, vom face totul ca cele două doamne să fie trimise în altă parte. Dar să nu uităm că ele sunt totodată și rudele mele. Doream să aflu dacă vă simțiți bine aici, la curtea noastră. Ne bucură că măria ta și-a adus aminte de noi. Mie îmi place aici, la Suceava. Sunt unele jupânese care nu ne văd cu ochi buni. De ce suntem noi vinovate pentru faptele soțului nostru? Poate e mai bine, pentru o bucată de vreme, să vă duceți la curtea domnească de la Hârlău sau de la Botoșani. De ce să plecăm din Suceava? Ca ostatice ne vom supune poruncii măriei tale. Dar, stăpâne al nostru, oare asta să fie răsplata pentru ocrotirea și sprijinul pe care l-ai avut cândva de la unchiul acestei copile? Erai pribeag ca și noi când Vlad Țepeș, domnul țării muntenești și bunul prieten al măriei tale, ți-a dat adăpost la curtea sa. Te rugăm totuși, măria ta, să ne mai păsești un timp, până când starea sănătății ne va îngădui să părăsim Suceava. Da. Aici, la malul mării, arșița verii va fi mai blândă. Clădirea, însă, mi se pare neînsemnată pentru reședința împăraților lumii. Prealuminate împărate, nicăieri în lume nu veți putea găsi... foarte bine, viclene, că dogele Veneției și papa de la Roma au palate mult mai frumoase. Dar poate că e mai bine să nu cheltuim bani aici și să ne ducem noi acolo. Dacă înălțimea voastră ar încerca să cucerească Italia, întreaga lume creștină se va ridica în apărarea ei. Ascultați-l pe Benedetto Dei. Vorbe de șarte, senior Benedetto. Despre ce ajutor poate fi vorba când mie, cel mai mare dușman al creștinătății, anticrist, cum îmi spuneți voi, îmi dai tu, cetățean al Florenței, informații militare asupra Republicii Venețiene? Veneția este cel mai mare dușman al Florenței, înălțimea ta. Pictorul Constanță da Ferrara, ce caută la curtea mea? Spune-mi, Constanțo, cine te-a trimis la mine? Majestatea sa, regele Ferrante, al Neapolului. Stăpânul meu ar dori să vă ofere, în semn de omagiu și prietenie, un medalion cu ilustrul chip al înălțimii voastre. Dar Soliman Pașa, dar marele vizir Mahmud, chiar tu, George Amiruțes, dascălul meu de istorie și de filozofie, n-ai fost mare dregător la curtea lui David, comnenul de la Trebizonda? Și mai toți fednicii mei, nu sunt ei creștini renegați? Eu nu, stăpâne. Eu am fost un biet evreu la Gaeta. Mândria islamului, vestiții mei eniceri, sunt toți copii de creștini. No. Asupra voastră, a creștinilor, apasă blestemul învrăjbirii. Vreau ca întreaga lume să fie o singură împărăție, cu o singură religie și un singur conducător. Preamărite, Hans Schwarz ne-a adus planurile unor cetăți din Ducatul Bavariei, făcute de aceiași călugări catolici. Din Moldova n-ai primit nimic? Mărite stăpâne, am căpătat de la un boier moldovean, fugar în Lehia, planul Sucevei, cetatea de scaun a Moldovei. Preanălțate, acest boier moldovean este logofătul Mihu, un vechi prieten al nostru. În vremea lui Petru Aron, el a adus primul tribut al Moldovei la înalta parte. De la înscăunarea lui Ștefan, e fugar în Lehia. Aduceți harta cea mare! Soliman se află la Scodra cu 80.000 de oameni. După cucerirea Scodrei, trecem Adriatica, debarcăm la Brindizi și de acolo, cu voia lui Allah, la Roma. Pentru asta am nevoie de liniște
la hotarele de miază noapte. Vedeți voi? Abia atunci o să avem nevoie de achingii lui Alibeg. Lui Ștefan îi trimit chiar acum solie la Suceava. Îi cerem tributul pe ultimii 2 ani și cetățile de la mare, Chilia și Cetatea Albă. După ce luăm și Cafa de la genovezi, întreg negoțul dintre răsărit și apus va fi în mâinile noastre. Asta e tot ce-i cer lui Ștefan, deocamdată. Aduceți harta Moldovei. Stăpâne, Ștefan Voda m-a îndrăznit să ducă cu el în Moldova ca ostatice pe doamna și pe fica lui Radu Vod, domnul țării muntenești. Vrea să-l facă pe Radu, prietenul nostru, să stea departe de noi. Asta numai dacă doamnele lui Radu vor să rămână sub puterea lui Ștefan. Dar meșterul Hans le poate scoate din Moldova. Asta cât mai repede. Solia sultanului Mahomed! Eu, Mahomed al doilea, fiul lui Murad, trimis al lui Allah pe pământ, domn al domnilor lumii, stăpân al tidvelor omenești, rigă al rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce binevoiește a da tihnă sau război lumii, către Ștefan, beiul de la Moldova. De data aceasta să-mi aduci tu însuți tributul din ultimii 2 ani, așa după cum îl aduce domnul Valahiei, ca să putem avea încredere în prietenia ta. Îți poruncesc să-mi deschizi de-ndată porțile cetăților tale de la Marea, Chilia și Cetatea Albă. Te povățuim totodată să te desfaci de sfaturile vecinilor tăi, ale papei de la Roma și ale venețienilor, și îți va fi ție bine pe pământ. Altfel să nu faci, căci mila noastră e adiere de primăvară, dar supărarea volbură a furtunii. Cunoaștem puterea împărăției otomane. Știm că o țară mică poate părea o pradă ușoară pentru oștile preamăritului sultan. Noi însă îl rugăm pe măria sa să ne lase să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codrii de stâjari. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Bucuroși am fi ca solii și neguțătorii noștri să ajungă și la înalta poartă, așa cum umblă acum pe la curțile principilor creștini. Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori neatârnarea și hotarele țării mele au fost amenințate. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul. De data asta răspunsul meu nu o să-l mai audă, ci o să-l vadă acest Ștefan al Moldovei. Spune, Iusuf, ce se întâmplă în Moldova? Cum îndrăznește acest prințișor neînsemnat să mă înfrunte pe mine cu ceritorul Constantinopolului? Preamărite și preaputernice stăpâne, fapta lui Ștefan nu poate fi decât o nebunie. Preaslăbite, îngăduie nevrednicului tău rob să spună că Ștefan nu e chiar atât de nebun pe cât pare. Neamul acesta al moldovenilor, ca și ceilalți frați ai lor din Transilvania și Valahia, au moștenit de la strămoșii lor daci și romanii o vitejie și o dragoste de pământ care îi face ostaș de temut între popoarele de la Dunăre. Acest cuib de viespi numără mai puține suflete decât oștile pe care preamăritul nostru sultan le poate trimite acolo. Numai eu cu achingiii mei l-aș putea strivi. Să nu uite viteazul și credinciosul Alibeg că în cuibul acesta de viespi de la Dunăre s-au ridicat mari capitani de oști. Pe Mircea, pe Țepeș, i-am cunoscut și noi. Da, da. Bătrânul meu dascăl de istorie are dreptate. Să fim cu băgare de seamă. Timpul fiind înaintat, înseamnă să ducem război cu Moldova în plină iarnă. Oricinstitul Alibeg știe că noi nu ducem războaie în vreme de iarnă. Și totuși, stăpâne,
Iarna ne poate fi nouă cuprință, căci ne poate așterne pod de gheață peste Dunăre. Grăbindu-ne, îl găsim pe Ștefan nepregătit și îl vom zdrobi cu ușurință. De data asta, Ali Beg a grăit cu înțelepciune. Vom trimite firman lui Soliman Pașa la Scodra să părăsească imediat cetatea. Fiți fără grijă, ne vom întoarce acolo cât mai curând. Se știe dacă domnul Moldovei a primit ajutor din partea Romei și a venețienilor? Până acum a primit numai făgăduieli, preamărite stăpâne. Să nădăjduim că aceste făgăduieli nu se vor îndeplini și că aurul Veneției nu va lua drumul Moldovei. Sultana mare așteaptă. Aceasta este văduva slăvitului Murad, părintele stăpânului nostru. Sultana Mara, fiica lui Gheorghe Brancovici și despotul Serb. 30 de ani, Sultana Mara, caută o înțelegere între noi și creștini. Are știință, slăvita sultană, înțeleapta noastră sfătuitoare și prietenă, dacă Veneția mai este doritoare să încheie pace cu noi? Asta înseamnă că Sfânta Sofia, patroana mănăstirii mele, a săvârșit o nouă minune trimițându-mă la tine, mărite domn și ocrotitor al meu. Într-adevăr, Veneția pare acum hotărâtă să încheie pace cu înălțimea ta. Dogele Veneții m-a rugat să mijlocesc pe lângă măria ta primirea cât mai grabnică la Stambul a lui Girolamo Zorzi, solul lor. Îmi pare rău, slăvită sultană, dar nu o să-l putem primi pe trimisul Veneției decât mai târziu, peste 5-6 luni, poate. Sunt bolnav. Mă supără iar podagra. Până atunci însă doresc ca Veneția să-mi dovedească temeinicia gândurilor ei de pace. Cum ar putea să o facă? Timp de 6 luni, Republica Venețiană să nu ne supere și să nu ajute pe dușmanii noștri cu oști și cu bani. Noi, pentru a ne dovedi buna credință, vom retrage oștile noastre care înconjoară acum cetatea venețienilor de la Scodra. Fii binecuvântat pentru nobila ta faptă, preaslăvite stăpâne. Acum sunt sigur că ajutoarele făgăduite de Veneție în moldovenilor vor rămâne vorbe de șarte. Scrie către binecredinciosul și vrednicul nostru slujitor, Soliman Pașa, conducătorul oștilor otomane, care luptă acum la cetatea Scodra. Îndată ce primești porunca noastră, îți întorci armele cu fața către Dunăre și pornești spre Sofia, cetate unde ți se vor alătura oștile lui Granabeg și Alibeg. După care pornești spre Moldova și apuci de barbă pe voievodul Gheaur Ștefan și l-a dus la picioarele noastre. Iernatul oștelor nu-l face în altă parte decât cetatea Camenița a Lehiei. Și în primăvara ce vine, străpungi la unguri și la leși. Aceasta-i porunca pe care o vei împlini. Oștile noastre nu luptă iarna. Vom îndeplini tocmai porunca preaslăvitului nostru sultan. Alac să dea viață lungă preaslăvitului nostru sultan. Piribeg, adună comandanții de oști. Mâine în zori ridicăm tabără. Pornim spre cetatea Sofiei. Ahmed! Strânge harta.
Păstrează-o bine. O să o punem la locul ei când o să vină timpul. La ce te gândești, comise Manole? Mă gândesc la necazurile mării tale. Binevoiește asta cu mine la sfat, ca un prieten și frate mai mare. Eu nu uit că domnia ta, după uciderea lui Bogdan Vodă, părintele meu, m-ai scos din țară ferindu-mă de dușman și m-ai slujit cu credință și dragoste în pribegiile mele. Îți datorez viața, prietene. Măria ta. Mă pasă greu povara grijilor. Cu teza înfrunta pe Mahomet. Nu o să creadă oare mulțimile că vreau să le jertfesc viața și avutul numai pentru faima pe care aș dobândi-o printre ceilalți principi ai lumii? Măria ta, țara știe că Mahomet vrea să o înrobească, după cum a făcut și cu celelalte țări creștine de dincolo de Dunăre. Crezi oare că cei mulți cunosc acest adevăr? Vor fi gata să-și dea viața pentru neatârnarea țării? Stăpâne, să nu te îndoiești o clipă de credința poporului. I-ai văzut al pe țărani cum au luptat la Doljești, la Orbic, la Baia, la Lipnic. Vor înțelege oare toți că trebuie să moară pentru ca urmașii lor să fie stăpâni acestui pământ? Să poată vorbi aceeași limbă? Să aibă aceleași datini ca moșii și strămoșii lor? Eu cred că vor înțelege, măria ta. Am vrea să mergem până la măria sa. Poftim multă sănătate luminăției tale, Doamne. Să guști, măria ta, din dulceața oilor. Mulțumim pentru darurile domnilor voastre. Ia mai mult. Ia mai mult, măria ta. Dar, într-adevăr, brânza asta e foarte bună. Atunci să o spătesc sănătos, slăvite stăpâne, cu oștenii măriei tale. Ia ca un taler, baciule, pentru cașul ce mi-ai închinat.
Ba nu, slăvite stăpâne. Ăst caș e din dragostea noastră pentru Maria ta. Dacă e cu bani, dragostea noastră nu mai este dragoste. Fii cu minte, omule, un taler e un preț bun de doi boi. Apoi, știm noi bine, prețurile, stăpâne, n-ai grijă. Da, dragostea noastră pentru Maria ta prețuiește mai mult. Și nici nu-i de vânzare, dacă vrei să știi lumineția ta. Mă dau bătut. Da, poate aveți nevoie de ceva. Vi se par cumva dările prea mari? Prea mici nu sunt ele, într-adevăr. Dar și câștigurile noastre s-au mărit de când s-a așezat asupra țării puterea Măriei tale. O rugăminte tot am avea la Maria ta. Spune, te ascult. S-a auzit aici la noi, de la unii neguțători, cum că Maria ta pregătește război mare împotriva păgânilor, care vin să ne cotropească și să ne ia în robie. Ai auzit bine, baciule. Și voi ce aveți de gând să faceți? Da, păi, slăvite, Doamne, de când stăm noi aici pe muntele Rarău? N-am prigonit pe nimeni și n-am răvnit la bunul altuia. Acum, dacă o fi să vină alții asupra noastră, ne-om înrăi și noi. După vorba cea veche ciobănească care zice că de atâta lup prinde a mușca și oaia. Bună vorbă, baciule. Îmi place. Dar parcă aveai o rugăminte. Să primești, slăvite, Doamne, și ăst dar pentru astea Măriei tale. Iar de va fi nevoie, să știi, Măria ta, că și noi, oasele bătrâne, vom veni cu toată suflarea țării la chemarea Măriei tale. Întreb sfatul dacă încuvințează ridicarea țării ca să ne împotrivim puterii lui Mahomet Sultan. Sultanul ne-a cerut plata tributului și a avut îndrăzneala să ne poruncească să închinăm cetățile noastre de la mare. Dacă nu ne vom supune, oștile otomane vor fi în curând la hotarele Moldovei. Înălțate-și, stăpâne, suntem alături de Maria ta cu sufletul și cu brațele noastre. Cetele boierești și steagurile de viteși și de răzăși sunt gata de luptă, Maria ta. Eu vreau să ridicăm întreaga țară, unchiule Vlaicu, să lupte alături de noi și țăranii de pe moșiile domnești și boierești și târgoveții. Maria ta, în fața unei oștiri care a cucerit împărăția Bizanțului, nu poate sta decât o altă oaste bine întocmită de lefegii. Eu îmi pun nădejdea în popor. Țara-i mai tare decât oștile neimite. Acestea sunt prăștie ca și pulberile. Țara-i statornică știind că-și apără ale sale. Și să n-ai, domnia ta, nicio grijă, jupâne Hudici. Vom face din cei pe care încă nu i-am chemat în slujba țării oșteni adevărați. Să nu greșim, Maria ta. Dă-mi prostimii o putere care s-ar putea întoarce într-o zi împotriva noastră. Să nu le dăm prilejul să o facă. Mai sunt destui printre noi care uită că cei mulți care robotesc sunt sarea pământului. Cândva la un ospăț am făcut râzând o prorocire, spunând că va veni odată vremea când va să schimbe Domnul Dumnezeu oaspeții raiului. Și vor fi acolo numai boieri, iar sărăcimea se va bucura aici, pe pământ, de bunurile vieții. Maria ta, eu zic să nu ridicăm încă gloatele de pe moșiile noastre. Oamenii sunt acum la munca câmpului. Până în primăvară, nu avem a ne teme. După luptele grele pe care le-a avut în Asia cu Zul Hasan, sultanului îi e greu să trimeată oaste puternic împotriva noastră. Iar Soliman Pașa, de berbecul Rumeli, luptă acum cu ienicerii și stahii săi tocmai în Albania, la cetatea Scodrii. Dar ochii lui Ali Bek sunt în fața noastră la malutul lui Locofei de Toma! Așa este. Asta așa este. Așa este. Iubiții mei sfetnici și slujitori cu credință, putem lăsa Moldova fără apărare, fie chiar pentru o clipă,
Acum când potrivnicul nostru este cuceritorul Constantinopolului? Asta nu se poate, Maria! Atunci, poruncesc să se ridice întreaga țară și hotărăsc ca toți țăranii de pe moșiile domnești și boierești să primească arc, suliță și sabie, iar când vor veni la chemarea noastră, să nu lipsească nimănui acele arme, căci vor răspunde cu capul. Vărul nostru pârcălabul Duma și vornicul Bode vor alcătui din gloatele de țărani oastea cea mare a țării. Stanciule, s-au alcătuit soliile? Măria ta, vom trimite în lehia pe boier Pascu. Jupuie Pascu, să afle Augusta sa strălucire Cazimir Crai, că pierzând noi războiul cu Mahomet, pierde și Măria sa cetatea Kamenița. Iar dacă bat oștile otomane Kamenița, rămâne lehia descoperită și înspre tătarii de la Volga. Am înțeles, Măria ta. Iar la Mateaș Crai vom trimite pe spătarul nostru Mihău. Acestui domn preavestit și viteaz al Ungariei îi cerem să ne sprijine ca unul care a făcut legământ de moarte pentru legea lui Hristos. Drept este că sprijinind oastea Moldovei, Craiul Matiaș își apără însăși țara. Vom trimite cărți măriilor lor Vlasii Maior, voivod al Ardealului, și Ștefan Batori, comite al secuilor. Prea bine. Să fie înștiințați și neguțătorii din Brașov să-i lase pe oamenii noștri să vie în grabă cu armele cerute ca să le putem avea la timp împotriva păgânilor. Vom face întocmai, măria ta. Iar cu vorbe potrivite, va pleca la Veneția și la Sfântul Părinte al Romei, vistiernicul Cristea Șder. Prea bine, măria ta. Să rugăm pe boierul Ion Samblac, unchiul mării tale, să ne scrie această carte în latinește. Bine. Să afle domnii și crai că sprijinul pe care îl cerem este în folosul tuturor, nu numai al nostru. Eu lesne m-aș putea înțelege cu sultanul ca să-mi fie mie bine. Dar eu sunt oștean credincios al acestui pământ românesc, iar războiul ce pregătesc este un război pentru suflet. Și să mai afle, domnii și craii, că mai presus de tihna noastră, stă datoria sfântă să apărăm ființa și neatârnarea popoarelor pe care le-o cârmuim. Să nu uitați, băierul dumneavoastră, că apoi, mâine joi, să poftiți la cumetria fetei noastre, a Grăița. Venim, venim, cum să nu. Văd între feciorii comisului Manole și pe cuviosul Nicodim. Chematul ai și pe el, jupâne Stanciu. L-am chemat, stăpâne. Ne mai fac trebuință 200 de steaguri pentru oastea cea mare, de la cele din care s-au mai lucrat în atelierile cuviosului Nicodim la mănăstirea Neamțu. Rog pe luminăția ta să nu uite că am fost cândva Nicoară Jder și că am purtat cu vrednicie spada în războaiele mării tale. Iar acum, cuvioase Nicodime, porți cu vrednicie pana, tot în slujba domniei mele. Spune-mi, părintei Romonah, când isprăvește traevanghelul pe care l-am hărăzit mănăstirii de la Humor? Se scrie a nevoie, măria ta, pentru că îi facem și înflorituri prin prejur. Știți, credem, nădăjduim că la începutul iernii o să-l înfățișăm mării tale. Bine. Multe necazuri am avut și mai avem încă pentru uneltirile care s-au săvârșit în lehia de către unii boieri pribegi. Poftim ca uneltirile să steie, iar pribegii să se întoarcă în baștina lor. Noi am trimis de 3 ori carte de iertare logofătului Mihu și Agapiei Ciornohut, vărul său,
dar ei nu s-au supus. Iar acum avem știre de la jupân Damian că boier Mihu uneltește iar. De data asta cu iscoadele lui Mahomet Sultan, Maria ta. Acum iertăm pentru a patra oară și poftim să vină iar. A venit vremea să tai de pe catastiful meu și aceste două nume. Domnia ta, ce crezi, cinstite comise? Eu îl cunosc pe logofătul Mihu ca boier trufaș și îndărătnic, Maria ta. Nu cred că are să se întoarcă. Totuși, am pregătit o scrisoare de iertare către jupân Mihu. Va pleca cu ea în Lehia postelnicul Simeon și fratele său Damian Șter. Am înțeles, Maria ta. Am înțeles. Iar domnia ta, comise Manole, să trimiți armăsarii domnești în tabăra de la Vaslui, unde și noi vom fi în curând. Să rămână cu noi comisul Ionuț Șter. Maria ta. Maria ta. Maria ta. Te-am chemat la noi, comisul Ionuț, ca să-ți încredințăm o slujbă de cea mai mare taină. Ce să fac, Maria ta? Pentru războiul nostru cu necredincioșii se fac unele pregătiri pe care le vedem, iar altele pe care nu le vedem. Am socotit că ar fi bine să se ducă un oștean al nostru în împărăția lui Mahomed. După câte știu eu, oștile sultanului se vor strânge în Rumelia. Vreau să aflu unde vor fi îndrumate acele oști, ce putere au ele și cine le conduce. Înțeleg foarte bine, Maria ta. Dar mai presus de toate, vreau să aflu taina tunurilor celor mari, pe care oastea otomană le poartă cu ea peste tot. Cum pot fi trase acele tunuri peste munți și peste ape, nu se știe încă. Când trebuie să plec, Maria ta? Îndată îți voi desluși toate. Am nădejde în tine. Pentru Maria ta mă duc până la capătul lumii. Cu asemenea slujitori, izbânda nu poate fi decât de partea Măriei tale. Spune-mi, prietene Stanciu, crezi că vom putea birui puterea lui Mahomed? Stăpâne, soarta mea este să cad alături de ostașii mării tale. Deci te îndoiești și tu? Poate se îndoiește și măria ta, dar nu pregetă o clipă. Țara însă crede în izbândă, măria ta. Pământenii au înțeles că alături de un voivod ca măria ta pot înfrunta orice primejdie în acest veac de restriște. Cine nu se pune pe sine jertfă în asemenea vremuri, nu-i vrednic să țină în stăpânirea sa popoarele. E mai puțin decât cel din urmă, Michel. Bună ziua și bine v-am găsit. Să vă trăiască. Să fie sănătos. Și să aibă noroc în viață. Tare-i frumușel, micuțu. Copila aceea care stătea aici cu ochii plecați ca o sfântă mironosiță.
Aceea e jupânița lui Iațco Hudici, dragă Candachia. Asta e, ai dreptate, jupâneasă Margita. Aproape să nu o cunosc. S-a împuținat și s-a făcut mai urâtă. Ia ca așa, cum îi ca o ață, cu părul ca de cânepă și cu obrazul stropit. Dar toți se uită la ea ca la un odor de mare preț. Pentru câtă avere are jupânii Iațco? Jupâne Iasco, până la urmă am vrea să știm și noi care-i pricina de nu ți-i plăcută înfățișarea fiului nostru, jitnicierul Niculeș. Mă-mi place înfățișarea jitnicierului Niculeș. E băiat frumos și falnic, precum se vede. Da. Iar noi o fată avem și ei vom lăsa toate câte agonisim, precum se știe. Dar nu ne grăbim să o mărităm. Știți care sunt grijile noastre acum. Îngăduie cinstite mare logofăt Toma să amânăm pe altă dată acest sfat. De ce taci? Ostelnice, Simion. N-ai venit anume ca să mă vezi? Jupâniță Marușca, eu nu mai am vorbe. Pe mine m-a luat un val și mă duce. Nu știu ce o să se întâmple. Eu știu, ostelnice Simion. Am aflat că Maria s-a retrimit în Lehia, cu treburi, căci are nădejde în iscusința domniei tale. Ai să te întorci și Maria sa va fi așa de mulțumit că o să-ți dea deslegare ca să mă cer tatei. Eu i-am și spus mamei toate câte s-au petrecut între noi. Jupâniță Marușca, vreau să-mi dai un răspuns la toate vorbele pe care ți le-am spus într-atâtea rânduri. Care vorbe, Nicule, ești jitnicer, nu mi-aduc aminte. Jupâniță Marușca, de ce mă pedepsești? Știi că mi-ești dragă. Știu. Tata zice că nu trebuie să te cred. De ce vorbești așa ca să-mi rupi inima? Vrei să-mi răpun viața? Nu. La ce ar folosi? Să fie adevărat ce spun mătușele mele că ți-e drag altcineva? N-am spus nimănui taina asta. Și îndrăznesc să mi-o spui mie acum? S-a întâmplat jupâneasa Anca.
Milostivește deasupra mea, stăpâne, și nu mă lăsa. Mi s-a furat astă noapte copila. Luminate, stăpâne, ai fost cândva oaspete la noi și ai binevoit să mă chem într-un ceas când ți-era urât. Până acum n-am îndrăznit să-ți aduc aminte. Acum îndrăznesc din amărăciunea în care mă aflu. Jupâneasa Anca, bucurile pe care soarta mi le-a îngăduit în tinerețe, nu le-am uitat. Dă poruncă, Maria ta, să fie ajuns hoțul și apucat de grumaz. Liniștește-te, jupâneasa Anca. Să vie la mine domnia sa Stanciu și postelnicul Simion. Ascult porunca mării tale. Jupâne Stanciule, văd că năravurile rele încă n-au contenit în țara Moldovei. Măria ta, după legea cea nouă, răpirea unei jupânițe se plătește cu moartea. Vinovatul să-și primească o sânda. Despre cine vorbești, domnia ta? Despre jidnicerul Niculăieș Albu. S-a aflat că nebunul o duce pe jupânița răpită în Lehia, de bună seamă la unchiul său, logofetul Mihu. Poruncesc ca ticălosul să fie fără zăbavă prins și judecat. Pe postelnicul Simion trebuie să-l trimiteți, Maria ta. De ce? Avem noi cunoștințe că postelnicul așteaptă să fie trimis numai decât. Îți poruncesc, postelnice, când ai să te duci în Lehia, s-o cauți și pe copila jupânesei Anca. Dar să lepezi aici, în clipă, arșița și nebunia. Căci viața domniei tale ne face nouă trebuință. Văzând această carte a domniei mele, domnia ta să vii la noi fără teamă, deoarece te-am iertat. Și toată mânia asupra ta am lepădat-o din inima noastră. Și vrem să te ținem în cinste deopotrivă cu toți boierii noștri de frunte. Dar zău așa, jupâne Damian, ia o pocală de vin cu noi. Și apoi, să știi, domnia ta, că noi eram hotărâți să ne întoarcem în țara Moldovei și fără această carte de iertare. Nu-i așa, Agapie? Agapie? Așa, așa? Dar tu nu i-ai închipzuit că poate n-ar fi bine să ne întoarcem acum, ci mai încolo, în iarnă, după bobotează. Nu-i așa, Agapie? Așa-i, așa-i. Dar văd pe fața domniei tale altă mirare. Ce să facem dacă așa am fost sfătuiți de prietenii noștri de la curtea lui Mahomet Sultan? Dar ce credeai tu, slugă netremnică, că eu m-aș putea încrede în vorbele stăpânului tău? Au, ce minte are el de-și prăpădește hârtia și cerneala? Crede Mișelul că voi avea aceea soartă ca măriei sale Petru Aron? Luând capul lui Petru Aron, măria sa Ștefan a făcut dreptate. Ieși din casa mea, nemernicule! Boieri dumneavoastră, eu atât am vrut a vă spune. Să știi, meștere Han, că atâta vreme cât Ștefan Vodă se află la Suceava, nu le putem scoate din Moldova pe doamnele lui Radu Vodă. De aici, din Lehia, le duc eu mai departe. Asta e treabă ușoară. De la Suceava însă nu iese nici pasărea măiastră fără știrea lui Vodă, de când cu pozna pe care a săvârșit-o Nicolae Șan. Da, hai răbdare. Am aflat însă tot de la acest nepot cum că Vodă va să plece nu peste multă vreme în tabără la Vasului. Atunci paza cetății e mai slabă. Cred că putem îndeplini dorința stăpânului tău. Dar o înștiințare se poate trimite acestor doamne?
Da, asta se poate. Am să le scriu chiar eu de la Liov. Plec chiar acum. Vă aștept acolo. Vai de mine, jucurile drag. Tare mă mai obosit drumul ăsta. Și mă dor încheieturile, tare mai mă dor. Și-a fost un frig. Vai de mine și de mine, oh. Vai, dragă jupăniță, de ce nu te domolești când îl vezi cum se mistuie de dragoste? Care femeie poate sta multă vreme nesimțitoare? Mașă nebună, nu cuteza să-mi vorbești astfel. Află că mie mi-e drag altcineva. Vai, draga mea jupăniță, de ce nu mi-ai spus de la început asta? Dacă ți-e drag altcineva, înseamnă că zadarnic se străduiește. Așa că trebuie să fii cu minte și mai ales vicleană. Dumnealui socotește că-i sunt slugă, dar are să afle cine-i moașa Irina. Și mai vreau să spun... Destul! Spune jupăniții Marius ca să fie gata că vom pleca de aici. Rădvanul trage numai decât la scară. Să știi, dumneata, jupânii Niculăieș, că jupânița se prăpădește. Dar ce s-a întâmplat? Nu te speria. Dar trebuie să înțelegi că umblă hurducată de atâta timp. Și dacă nu poposim aici, pentru hodine, măcar două, trei zile, o prăpădiți și pe dânsa și vă prăpădiți amândoi. Socoteam să mergem până la Liov. Nu mai poate răbda jupânița până acolo? Faci cum știi, dumneata, dar te-ai uitat să vezi cât e de slabă și de stânsă? M-am uitat. Dacă trebuie să ne oprim, ne oprim. Dar să știi, moașă, că dacă îi se întâmplă ceva, te despic în două cu sabia. Lăsați-l. Dați-i sabia. Hai să dai seama în fața judecătorilor Craiului pentru fapta pe care vrei să o săvârși. Dar încerci să te aperi! Postelnice Simeone, nu mă omori. Sunt încă tânăr. Șitnicere, Niculeș. Domnia ta nu te afle acum sub puterea mea. Și sub hotărârea mării sale, Ștefan Vodă. Pune-ți călușul. Și să mergem. Domniile voastre sunteți. Dumnezeu binevoiește să vă aducă la județul meu, aici, pe pământ, în această viață, pentru greșeli ce nu putem ierta. Domnia ta, jupâne Agapie, l-ai dus la pieire pe părintele nostru Bogdan Vodă, împreună cu Mihul Logofăt, dușmanul nostru. Ai uneltit vreme de 21 de ani împotriva noastră. Ai nesocotit cărțile noastre de iertare și te-ai purtat mai departe ca un dușman al nostru și al țării. Socote careva dintre domniile voastre altfel?
să se facă rânduielile de cuvință acestui boier. Trupul său să fie îngropat cu cinste în biserica unde este ctitor, iar neamurile domniei sale să se înfățișeze la mila noastră. Iar pe acest boier tânăr, care și-a pierdut de mult capul pentru o fată, îl închideți în cetatea Chiliei și îi dați drumul numai când va voi să piară pentru Moldova. Dragul tati fecioraș. Aș dori să mi-au rămas bun de la Bogdan și Ilieș. Cred că domnița Irena și Maria sa Petru sunt prea bucuroși de plecarea dascălului lor de Irinește în tabăra de la Vaslui. Ne vei lipsi mult, stăpâne. O să ne rugăm zi și noapte pentru sănătatea și pentru izbânda Măriei tale. Să nu uiți, Maria ta, că prin însoțirea cu nepoata noastră ești unul dintre principii cu drepturi asupra împărăției Bizanțului. Curtea e gata de plecare. Nu-l așteaptă decât pe stăpânul său. Da. Maria ta, doamnele lui Radu Vodă, roagă să fie primite. Să aștepte în spătăria mică. Soțul meu făgăduise să îndepărteze de la curte pe cele două muntence. Vor pleca în curând. Până atunci, ele fiind și rudele noastre, te rugăm, doamnă, să le iei sub ocrotirea domniei tale. Ce doresc măriile voastre acum în ceasul plecării mele? Eu doresc să merg cu Maria ta la Vaslui. Tabăra de la Vaslui nu este un loc pentru copii. Și mai ales pentru copile. Maria ta, acum noi te rugăm să ne trimiți într-un loc tainic și bine păzit. De ce? Ce s-a întâmplat? Prietenii lui Radu vor să ne scoată din Moldova îndată după plecarea Măriei tale. Scrisoarea este trimisă de logofătul Mihu. Eu nu vreau să mai stau alături de Radu Vodă, sluga lui Mahomed. Știi bine, Maria ta, că viața mea a fost o lungă suferință. Nu vreau ca această copilă în vinele căreia curge și sângele lui Vlad Țepeș să cunoască umilința. Eu știu că nu mai am unde trăit. Doresc să rămân aici, în țara noastră.
Se vede că așa-i blestemat neamul românesc. Să nu poate trăi departe de glia unde s-a născut. Veți merge într-un loc ferit. Dar nu ca ostatice, ci ca bune prietenele noastre. Jupâneasa Candachie vă va însoți la mănăstirea Pângăraț. Banderoară, l-am adus-o cu mine. Doamna lor mi-a dat paiul ăsta. Ia dă măciuca, să o văd și eu. Măria ta, cu gheaga asta, dintr-o pălitură ucid un urs. Pun la pământ 3 oșteni cu săbile. Păi câțiva oșteni, ia să văd. Ia-i, mă. Alege 50 de flăcăi voinici și alcătuiește cu ei o ceată de măciucari. Să le dai gheoagii ghimduite, iar căpetenia lor să fie ciobanul nostru de la Rarău. Am înțeles, Maria. Vedem dacă știi să te și aperi. O sabie. Apără-te. Dreptate, tot atacul e cea mai bună apărare. Stați!
Mahomed are tunuri mult mai mari decât acestea. Sunt trase de câte 60 de bivol fiecare. Asemenea arme grele nu pot fi purtate pe drumurile vasluiului. Și totuși se spune că sultanul a găsit un mijloc să le ducă acolo unde poftește. Au făcut bună treabă acești doi feciori ai domniei tale. Poate doresc să știi, comise Manole, care ar putea să fie răsplata unor asemenea slujitori ai noștri? Răsplățele mării tale nu pot fi decât bune. Eu îl vreau pe pustelnicul Simion. Păi, cred că n-am încotro. Trebuie să-mi schimb hotărârile mai vechi în privința jupâniței Marușca. Socot, comise Manole, că această jupâniță e în stare să bată din picior în fața mea, dacă nu îl dau de soț, pe acel care și-l dorește. Iar eu ce pot să fac decât să zâmbesc de nebunia ei și să o mângâi pe frunte? Măria ta, așa a fost să fie. Căci toate sunt scrise în stele, în lucruri și în oameni. Trebuie să mergi acum. Da, să rămân în fața noastră comisul cel tânăr, Ionuț Jder. Toate le-a făcut bine și cu folos acest slujitor al nostru. Dar mai ales sunt mulțumit, comise, că ai aflat taina tunurilor celor mari. Deci asta era. Topcii lui Mahomed nu cară tunurile cu ei, ci le toarnă la locul luptei. Din cele arătate de comis, Soliman Pașa va fi aici cu oștile sale prin luna lui decembrie. Iată, când Mahomed vrea, poate purta război și în plină iarnă. Da, înștiințarea pe care ne-a adus-o comisul Ionuț nu ne găsește nepregătiți. De aceea ne și aflăm în această tabără de la Vaslui. Care sunt veștile cu privire la solii italieni? Solii noștri de la Veneția și de la Sfântul Părinte al Romei sunt pe drum, împreună cu vistiernicul nostru Cristea Jder. Pe cine să trimitem noi cu două steaguri de răzeși să-i întâmpine la Roman? Cu cele două steaguri poruncim să plece comisul nostru Ionuț Jder, dar numai după ce își va da jos barba. Apoi, aș dori, comise Ionuț, să faci în așa fel ca tunurile cele mari ale sultanului să nu poată fi turnate în Moldova sau să nu tragă. Ce s-a întâmplat, jupâneasă Candachia? Aduc vești bune, măria ta. Doamna Maria parcă s-a mai îndrevenit o leacă. E liniștită. Nu mai supără nimeni. Domnița, în schimb, e tare neastâmpărată. Ține amorțiș să vină cu mine. Nu, nu, vreau și eu să-l văd pe măria sa. Abia m-a lăsat să plec. Spune drept, jupâneasă Candachia. Numai ca să aduci asemenea vești, ai venit la Vaslui acum pe vreme de iarnă? Măria ta mi-ai poruncit. Da, bine, bine. Doamnele au aflat cumva despre moartea lui Radu Vodă? Nu, măria ta. La mănăstire, la Pângăreț, n-a călcat picior de om. Radu a murit ca un câine, în ținutul Făgărașului. Nici nu îi se cunoaște mormântul. Să duci vestea doamnelor sale. Și să se știe că de astăzi înainte sunt slobode, să umble oriunde vor voi, fie peste hotare, fie să rămână în Moldova, ca rudele noastre. Iar pentru credința cu care ne-ai slujit, îți dăm dezlegare, dragă jupâneasă Candachia, să-l vezi pe soțul dumitale. Vistiernicul Cristea este aici, la curtea noastră, cu solii italieni. Maria ta.
Sunt prea mulțumit de lucrarea cu vioșiei tale, părinte Nicodim. Lipsește numai inscripția cărții. Scrie. Evlaviosul și de Hristos, iubitorul domn, Iuo Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei, am pus să se scrie aceste trei evanghel cu mâna ieromonahului Nicodim și l-am dat mănăstirii de la Humor spre pomenirea sufletului meu, al părinților mei și al copiilor mei. Egumen fiind popa Gherondie și s-a sfârșit în luna septembrie, în 17, la anul 6982. Cuvioase, Nicodim, pregătește-te pentru sfințirea steagurilor. Iartă-mă, Maria ta, dar eu nu mai pot face o asemenea slujbă. Dă-mi, Doamne, un steag și trimite-mă cu el în luptă. Te-ai gândit bine? Slăvite, Doamne! Aș păcătui față de Dumnezeu și față de oameni dacă aș mai purta o haină pentru care nu mai am chemare. Atunci, facă-se voia ta. Primește dezlegare de la starețul cu vioșiei tale și înfățișează-te la porunca noastră. Pentru vremurile care vin, sabia lui Nicoară Jder este mai cuprință decât pana. Consilierul Guido Solari, trimisul senatului venețian. Umilitul Geronimo de la Rovere, trimisul sanctității sale, Papa Sixt al IV-lea. Siete benvenuti, signori, alla nostra corte e nel paese dei miei genitori. Opriți puștile! Îngăduiți ca tunurile să nu tragă. Mai potrivite să păstrăm pulberea pentru alt scop. Cinstiți oaspeți, mulțumesc Sfântului Părinte Sixt al Romei și Senatului Venețian, care v-au trimis în țara străbunilor noștri și ai domniilor voastre. Bine ar fi ca pe lângă ajutorul lui Dumnezeu să avem și sprijinul fraților noștri creștini, acum în ajunul războiului nostru cu Mahomed. Sfântul nostru părinte și stăpân, Papa Sixt al IV-lea, luptător aprig împotriva păgânilor, binecuvântează armatele creștine ale înălțimii voastre și promite cât de curând ajutor în oști și bani. Același ajutor în bani îl promite luminăției tale și Senatul Veneției. Cinstiți soli, să știe stăpânii domnilor voastre, că dacă acest ajutor nu va veni la timp, din două lucruri, unul se plă de bună seamă. Ori această țară va pieri, ori voi fi silit de nevoie să mă supun păgânilor. Lucrul acesta însă nu-l voi face niciodată, vrând mai bine 100.000 de morți, decât înrobirea țării. Thank you.
Și sunt mulți pârcălați de mârza. Câtă frunză și iarbă, stăpâne? Să nu vă temeți prea tare, domniile voastre, de numărul cel mare al păgânilor. Să nu uitați că o asemenea oaste mare se mișcă greu pe drumuri cale noastre și au nevoie de mulți de hrană pentru oameni și animale. Izbânda va fi a noastră dacă vom ști cum să-i hărțuim tot timpul și să-i înfometăm. Poruncește, Maria ta. Să pustim totul. Să ardem satele de-a lungul drumului pe unde vor trece. Să poruncim oamenilor să se tragă sus la munte. Să nu găsească decât fum și cenușe în calea lor. Avuturi, dar toți, cu frații și soții voștri, trebuie să ne jefim viața. Credeți că a fost ușor Măriei sale să dau asemenea poruncă de pustiire? Dar dacă nu îndepliți în tocmai porunca lui Vodă, păgânii vă vor vinde ca pe niște vite la târgurile de rob. Așa de puțin cu mine că nu știu ce să fac mai întâi. Să mă bucur că ați venit sau să mă întristez că plecați iar. Nu știu. Dar n-am mai luat odată rămas bun, jupâneasă Elisaftă. N-avem timp să stăm. Iar cu plăcinte? Dar mai rămâi, jupâneasă Elisaftă, te tângui. N-au dat încă turci. Băieții aceștia sărăcuții fost au zămisliți pe semn de zbucium și zon. Încălicarea! De cai! Hai, mai gustați. Hai la cai. Să vă aduceți aminte de mine. Când veți fi printre străini, dragul mamă. Thank you.
Oare nu sunt în zadar toate jertfele bieților noștri pământeni? Așa cum se ridică la soare holdele culcate de grindeni, tot așa se vor ridica la viață și așezările fraților noștri. Cer îngăduința măriei tale de a lupta alături de oștile credinței. Îți mulțumesc, cavalere, pentru hotărârea domniei tale. Asta înseamnă că Veneția ne-a dat sprijin cu sabia în acest război cu necredincioșii. Cumnate Șendrea, să trecem acum la munca noastră. Domnia ta, ai să rămâi aici, în calea lui Soliman Pașa, cu 3.000 de călăreți. Să-l hărțuiești neîncetat pe dușman, să-l slăbești, să-l întârzii și totodată să cauți să-l împingi spre vasul lui. Voi face întocmai, măria ta. Să nimiciți cetele de otomani plecate după hrană și pradă. Să loviți zi și noapte carele lor cu merinde. Îndată ce Soliman Pașa va trece siretul, să fim înștiințați. Am înțeles, măria ta. Și dacă Soliman nu se lasă dus spre vasul lui, măria ta? Atunci zadarnică truda noastră și a vieților oameni. Eu cred că totuși Soliman va fi nevoit să vină unde vrem noi. Căci lăsăm întregi satele de dincolo de Siret, către Brlat și Vaslui. Păgânii nu trec Siretul. Se îndreaptă spre Roman. Asta nu e bine. Gândul meu era să-l atrag pe Soliman în locurile astea strâmte și mlăștinoase de la vasul lui. Numai așa poate fi înfrânt o asemenea oaste de 120.000 de oameni. De la vasul lui am putea totuși lovi pe dușmani în coastă. La Bacău sau la Roman. În acele locuri deschise, Soliman cu greu poate fi biruit. Stăpâne, i-am urmărit până dincolo de Siret. Pe drumul vasului lui casele sunt întregi. Ștefan n-a avut vreme să le dea foc. Acolo am găsit hrană destulă pentru oameni și o vezi pentru cai. Despre Ștefan ce ai aflat? Ștefan s-a ascuns la vasul lui cu oștile sale. Acolo trebuie să lovim. Nu. Să nu ni se întindă o capcană. Poate ar fi mai bine să mergem tot înainte către Roman și Suceava. Dacă luăm cetățile Moldovei, Ștefan rămâne fără apărare. Dar cu hrana oamenilor și a animalelor, ce facem? După cele văzute de mine, numai în drumul vasului putem găsi de toate. Iar de la vaslui ușor ne putem abate la Roman. De acolo, împreună cu Granabeg, cădem asupra Sucevei. Alac să ne călăuzească pașii pe drumul biruinței. Mergem asupra vasului. Numai azapilul Granabeg continuă drumul către Roman. Se pregătesc să treacă apa Siretului. Vin spre vasului. Doar azabilul Granabeg merge spre Roma să păzească o latura oștirii otomane. Pârcălabe Șendrea, să-i hărțuiești într-una pe păgân până dincolo de Brlad. Iar noi să ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine pe Soliman Pașa Beglerbegul Rumeliei.
paharele cu merinde. Șendre, la porunca mea să fie aici, la tunuri. Înțeles, Maria. Aici o să-l așteptăm pe Soliman Pașa. Să știți cu toții, aici, în aceste văi, se hotărăște soarta Moldovei. Mahomed nu vrea numai tributul nostru. Dacă pierdem această bătălie, pierdem și neatârnarea țării și ființa acestui popor pentru multe veacuri. Mai bine murim cu toții, Maria ta. Izbânda va fi a noastră, stăpâne. Maria ta, poruncește ce avem de făcut. În astfel de locuri, oastea mare a otomanilor nu se poate desfășura în voie. În schimb, noi o să le mișcăm după plac. Porunca mea este ca dușmanul ținut în loc și slăit la podul peste Lipovăț și la Rediu să fie silit să ne lovească într-o latură. Atunci grosul oștirii noastre îl va izbi și în coastă și în spate. Spătare Mihău. Da, Maria ta. Dincolo de șanț, în dreapta, așez cei 5.000 de secui. În mijloc și spre stânga, cetele de voinici și o parte din țăranii lui Bode. În rândul al doilea, vor fi steagurile domniei tale, sulițașii, iogarii lui Duma și cei 1800 de oșteni trimiși de Matiaș Crai. Am înțeles, Maria ta. Iar domniile voastre, împreună cu oștile de țărani, vă veți ascunde în pădurea de pe culmea Mirenilor. Iar acolo, pe dealul Muntenilor, voi sta eu cu răzeșii și curtenii mei, împreună cu lăncierii hatmanului Buceaschi. Bârcălabul Hărman, să așeze cele 20 de tunuri de o parte și de alta voi ca să poată lovi podul. Câte lovituri poate trage? Câte 7 lovituri de tun, Maria ta. Tunurile vor deschide lupta. Prea bine, Maria ta. Cetatea Vaslui va simți puterea acestor tunuri. Iar țăranii lui Ștefan, ascuțișul iataganilor noastre. După ce vom cuceri Vasluiul și vom nimici oștile lui Ștefan, țara va fi prada noastră a chingilor, nu-i așa, stăpâne? Ca de obicei, Alibek. Să nu uităm că a 10-a parte din pradă o datorăm preamăritului nostru sultan. A adus vestea cea bună. Oastea otomană a trecut siretul și vine încoace mânată de călărețul lui Șendre. Allah s-a milostivit să ne prefacă iarna într-o primăvară blândă. Ca la noi, în Anatolie. Allah fie binecuvântat. Toți ostașii sunt bucuroși.
Acum suntem cu toții încredințați că o să putem ierna în Lehia, la Kamenița. Mâine îl vom zdrobi pe Ștefan și oastea Moldovei. Iar popasul de seară îl vom face în sălașul zimbrului de la Vaslui. Asemenea ceață, fără glasul trâmbiții, n-am fi nimerit aici. Din pricina negurii s-ar putea ca păgânii să stea pe loc sau să pornească pe alt drum. Tocmai de aceea v-am chemat. Trebuie să facem din negura de afară încă un prieten al nostru. Pe asemenea vreme, trebuie să-i atragem pe otoman cu orice preț din coace de pod. Parcă a spus careva că fără glasul trâmbiței n-ar fi nimerit la cort. Ce-ar fi ca odată cu tunurile? Să sune din fundul luncii și trâmbițele oastei. Și buciumele și darabanele. Dușmanul o să creadă că noi suntem acolo și o să dea la vală. Atunci noi cu grosul oastei o să-l lovim pe Soliman în coastă. Iar trâmbițașii se vor retrage fără grijă dincolo de pod. Soliman o să cadă în capcană, măria ta. Spune-mi, comise Manole. N-ai putea îndeplini domnia ta această slujbă? Adică să iei conducerea trâmbițașilor și să te strecori prin râpă până la pod. Pentru ani în care mă aflu, trebuie să mă mulțumesc și cu o slujbă mai ușoară, măria ta. Îți mulțumesc, comise. Atunci, apropiați-vă. Schimbăm planul nostru de luptă. Tunurile nu vor deschide de astă dată bătălia. Vom porunci ca ele să tragă numai după ce grosul oștirii otomane va trece dincolo de pod. Atunci, din spatele păgânilor, vor da glas și darabanele și trâmbițele comisului Manole. Păgânii, crezând că lupta abia începe, se vor întoarce spre pod și spre mlaștină. Când se vor îmbulzi, vom da năval asupra lor cu oastea cea mare din dealul Mirenilor. Stăpâne, am dat poruncă inițialul să oprească. Înaintarea noastră poate fi cu primejde pe asemenea ceață. Care ne poate fi și de folos, Piribeg. Ce spune viteazul Hasan Beg? Adevărat ai grei, stăpâne. Numai pe o negură ca asta, spahii mei o să poată pătrunde mijlocul gheaurilor fără a putea fi văzuți. Preanălțate, oștenii mei ved în această pâclă un semn și o ocrotire de la Allah. Pornim mai departe! Spahii să meargă în față cu mare grijă! Ilerii!
deasupra podului. Noi vom sta astăzi cu credință alături de tine. Capitanii noștri Simion, Nicoară și Damian, să-i mai țină în loc un cuntit pe băgâni și să pornească țăranii lui Gode! Ca noi se mai găsesc
Voivod, ca Maria ta nu se mai află, doamne. Acum nu îmi primești de viața voievodului, ci viața întregii țări. Stăpâne, Ștefan, ne-am întins o capcană, ne-i speșe din șupon. Ia unii romeni din șupon! Întoarce trâmburi către ei! Romeni, și nicerii și pachii! Înapoi! Spre șupon! Cum te cheamă, viteazule? Ion. Vreau să te răsplătesc pe tine și pe ai tăi. Ion, Maria ta. Și mai cum? Ion. I'm
Thank you.
Astfel, Ștefan cel Mare a înscris una dintre cele mai mari zbânze ale veacului împotriva otomanilor. Către amiază, oastea otomană e aproape nimicită. Urmăriți de călăreții moldoveni, Soliman Pașa, Ali Beg și restul din armata de 120.000 de oameni caută scăpare către vadul de la Oblucița la Dunăre sau către Bârlad și Siret, de unde au venit. Măria ta, 8.000 de ostași de-ai noștri au căzut în luptă. Au fost numărați mai bine de 30.000 de otomani uciși. Peste 40 de zile ne vom întâlni tot aici, ca să cinstim cum se cuvine pe morții noștri dragi. Tot atunci vom răsplăti și pe vitej. Măria ta, am pregătit cele de trebuință pentru cartea de lătinie. Doamne, noi te rugăm să ne dai drumul pentru scurtă vreme la casa noastră de la Timiș. Vitejii mei, ne pare rău că nu vă putem îndeplini rugămintea. Cu vestea cea tristă să plece la Timiș comisul Ionuț. Voi, împreună cu pârcălabul Duma și boierul Mihău, veți duce mai departe vestea biruinței noastre domnilor și principilor creștini care luptă împotriva necredincioșilor. Le cerem încă o dată sprijin. Cuceritorul Constantinopolului nu o să lase nepedepsit o asemenea înfrângere. Măria ta, robii aceștia sunt oameni vestiți și bogați. Dau oricât ca să se răscumpere. Dacă aveți atâția bani și putere, ce-ați căutat în țara mea? Duceți-i! Despre Soliman Pașa și Ali Beg ce vești aveți? Călăreții noștri nu i-au mai putut ajunge, Maria ta. Îmi pare rău mai ales de tâlharul de Ali Beg. Prealuminate, nevrednicul tău rob. Așteaptă pedeapsa ce-i se cuvine. Dar să știi, stăpâne, că nu port numai eu vina înfrângerii. Știu asta. Tu! N-ai de spus nimic? Dar ești sfetnic împărăției pentru treburile de la Dunăre. Îndurare, premilostive! Câine! Numai tu ești vinovat. Tu ne-ai trimis oștile la pieire. Și mai ceri îndurare? Și tu, Soliman Pașa, ești vinovat. Îți putrezi în turnul, edicule. Preaslăvitul nostru stăpân îl ceartă pe Soliman Pașa pentru neizbânda lui din Moldova. Să știi, senior Zorzi, că niciodată oștile otomane n-au suferit o astfel de înfrângere. Luați-l! Să nu mai intre nimeni. Signor Angelello, suntem așteptați de înălțimea sa. Slăvite sultană și nobil senior, ne pare rău, dar timp de 5 zile preamăritul și preaputernicul meu stăpân nu mai primește pe nimeni.
noi, Ștefan Voivod, din mila lui Dumnezeu, domnul țării Moldovei, ne închinăm cu prietenie tuturor cărora vă scriem și vă dorim tot binele. Vă facem cunoscut că pe la Boboteasa trecută a intrat din împărăția otomană în țara Moldovei și asupra domniei mele mare oaste, numărând 120.000 de oameni, având capitan de frunte pe Soliman, Pașa Beglerbegul, împreună cu dânsul, fiind toți curtenii păgânului. Citește numele capitanilor urdiilor otomane. Hasan Beg și Ali Beg și Skender Beg și Grana Beg și Serefaga Beg, stăpânitorul Sofiei și cu Serna Beg și Piri Beg, fiul lui Isaac Pașa, cu toată sila lui de ieniceri. Scrie pe toți. Auzind și văzând noi aceasta, am luat în mână sabia și cu ajutorul Dumnezeului nostru atotputernic, am ieșit împotriva dușmanilor creștinătății, i-am biruit și i-am călcat în picioare și pe toți i-am trecut sub ascuțișul săbiei noastre. Pentru care lucru dăm laudă lui Dumnezeu. Aflând asta, împăratul cel păgân poftește să se răzbune. Nu. Scrie așa. Va pofti să-și răscumpere înfrângerea suferită. Și va veni el însuși în luna mai cu toată puterea lui împotriva noastră, vrând să supuie această țară care este poarta creștinătății și care a fost ferită până acum de această silă. Dar dacă această poartă a creștinătății, care este țara noastră, cade, ferească Dumnezeu, atunci toată creștinătatea cade în primejdie. De aceea vă rugăm, nu, de aceea vă îndemn pe domniile voastre să ne trimiteți căpitan și oaste într-ajutor cât mai vreme, împotriva dușmanului nostru, al tuturora. Iar noi făgăduim pe credința noastră și sub jurământ al domniei noastre că vom lupta până la moarte împotriva lui Mahomed. Faceți și domniile voastre așa pretutindeni, pe mare și pe uscat, după ce noi cu ajutorul Domnului i-am tăiat păgânului mâna cea dreaptă. Fiți deci, fără întârziere, gata. Nepotul nostru, mai că s-a plecat în deal, m-a rușcat la casele cele noi. Ai uită-te mai bine la el. Are să fie vret, bărbat ca și bunicul său. Ce are să chemi Manoluță? Luța, dragă, comisul Manole nu mai este. Luța,
alaltă dimineață. Și odată cu el au pierit și frații noștri. Pădița Nicoara și pădița Simion. Muță. S-au prăpădit ai noștri. Chemați-o numai decât pe jupâneasa Marușca. Nu, tu să nu plângi. Tu să nu plângi, Marușca. Tu să nu plângi, Mânzule. Mânzule, să nu plângi. Vrednicia dovedită pe câmpul de bătălie, eu, Ștefan Voivod, vă înalț pe voi în rândurile vitejilor Moldovei. Vă mulțumesc, vitejii mei! Aici, la Vaslui, s-au întors în pământul țării pe care l-au iubit și apărat mii de luptători, iubiți ai noștri supuși, prieteni, frați, soți și feciori, alături de străbunilor, de moșii și strămoșii noștri, vor sta de pururi la temelia acestei țări. Când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i jălim de asemenea când soarele asfințește. Jertfa lor sfântă și vitejia voastră a tuturor au arătat lumii întregi că nicio țară, oricât de mică, nu poate fi biruită când luptă pentru dreptatea și neatârnarea sa. Noi, cei rămași, vom ridica iar la lumină și belșug casele și holdele pustiite, iar copiii copiilor noștri vor pomeni în veac această slăvită noastră biruință din latul 6983.